Președintele Klaus Iohannis nu renunță la gândul unei funcții la Bruxelles. Șeful statului a sugerat deloc voalat că ar fi interesat de un post de conducere printre oficialii europeni. În ce mă privește pe mine, nu cred că este momentul să fac speculații. Sunt președintele României, sunt membru în Consiliul European, unde după alegerile europene se vor discuta toate aceste poziții. Dar în ce privește a doua parte a întrebării, am o opinie foarte clară și mulțumesc, doamne președinte, că s-a exprimat foarte elegant. După părerea mea, ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din noile state membre, adică din partea de est. Eu cred că în 2019 s-a greșit. Toate pozițiile relevante au fost ocupate de persoane foarte competente. Deci nu asta e discuția. Din vechea Europa, și este unul din motivele pentru care foarte mulți est-europeni se consideră puțin lăsați deoparte. Este o eroare și sper că de data aceasta această eroare să nu se mai producă. Ar fi bine pentru Uniune să se înțeleagă că alegerea pentru leadership trebuie să se facă și ținând cont de criteriul regional. Este bine să avem persoane din vechea Europa, din Est, este bine să fie din Nord, din Sud. Aceste chestiuni nu trebuie niciodată neglijate, fiindcă ele ar adânci niște falii care preferăm noi să fie închise.